După 5 zile petrecute în Dubai, Bianca s-a întors noaptea trecută în țară. A fost așteptată de soțul ei la aeroport, dar surpriza a venit din partea unui bărbat, la care nici ea nu se aștepta. După 5 zile de relaxare și distracție în Dubai, Bianca s-a întors noaptea trecută în București și a revenit în țară mult mai zâmbitoare. La ieșire, Bianca a fost așteptată de soțul ei, care s-a grăbit să-i dea o mână de ajutor la bagaje. Dar se pare că nu i-a simțit prea mult lipsa din moment ce nu i-a dat soției lui nici măcar un sărut pe obraz. O surpriză mai frumoasă a avut Bianca din partea lui Bote. Ce faci, Bianca? Bine ai venit în România, asta este pentru tine. Și mai am un mesaj. Dacă tu este tricoul meu, ia citește. Fanul tău numărul 1. Și pe spate? Numărul 2. Nu, uite-te pe spate. Da, Bote, super. Ce faci? Foarte bine, mulțumesc că ați venit. Sunt bine. Vizibil deranjat de atenția acordată soției lui, Victor a vrut să arate cine este șeful în familia lor. Vreau să trec, mă rog. Câte cadouri ți-ai cumpărat? Multe? Ați fost la shopping? Fiecare zi. Bianca, nu vreau să te întreb, adică să vreau să știu cum te relaxezi. Când a auzit de fostul iubit al soției lui, Victor a reacționat din nou. Însă Bianca nu a părut deranjată de întrebări. Vă rog frumos, vreau să trec, haide, vă rog. Bianca, ai primit un buchet frumos de la Victor, am văzut și o poză pe Facebook. Odată ajunsă la mașină, roșcata s-a ascuns în spatele geamurilor fumurii cu buchetul primit de la Bote și a lăsat în spate bagajele și florile primite de la soțul ei. Astăzi, vedeta și-a văzut de treburile ei departe de Victor. A mers la un salon de înfrumusețare unde s-a bucurat de prezența lui Bote. Bine ai venit! Mulțumesc pentru florile, da, seara. Dar ce ai făcut aici? Sunt femeie, mă mai duc și eu la salon din când în când. Dar ce ți-ai făcut, spune? Ești prea curios, te pup, Răzvan, pa! Te pup, Bianca! Pa. Poți te mai pup o dată? Mai pup o dată! Hai! Și se pare că soția lui Victor a lăsat deoparte trecutul și nu mai poartă ranchiună nici măcar lui Adi Cristea. Vreau doar să te întreb dacă vei merge și tu la nunta lui Adrian Cristea anul viitor. Normal. Foarte frumos din partea.